Artiștii de stand-up comedy au lucrat și în perioada stării de urgență, dar exclusiv online și abia după ce s-au deschis terasele și s-au putut reîntâlni cu publicul. Colegul meu, Adelin Petrișor, a stat de vorbă cu doi dintre cei mai cunoscuți oameni din stand-up-ul românesc, Cristi Popescu și Cosmin Micuțu Nedelcu. Mi se pare că în perioada asta poți să faci vacanță bani puțin dacă te duci într-o țară în asta cu COVID, că te ține aia 2 săptămâni acolo. A, bravo, mă, da, așa e. Și 2 săptămâni îți plătește statul ăla. Da? Ce mișto, și a fost în Grecia, cum a fost? Bă, cam în România, doar că am avut alte posturi. Da. Numele sonore din stand-up-ul românesc aveau de regulă sute de mii de vizualizări în online, însă starea de urgență le-a crescut și mai mult traficul. Și Cristi Popescu și Micuțu recunosc însă că e foarte greu să spui glume fără să-ți iei energia din public. În alea 3 luni, da, a fost... Asta am încercat să facem, să stăm pe online și să încercăm tot fel de lucruri, că asta n-a avut nimeni nicio rețetă, pentru că nimeni nu s-a așteptat la asta. După aia, când a venit căldura, am avut noroc cu terasele. De când eram mic, am avut înclinații spre hackerism. Acum sunt mai mult pe dark web, am început să fac hacking. Făceam și pe internetul normal, dar nu se mai petrește așa bine și atacuri, da, da, da. Ping-uri din astea, dau ping-uri, foarte multe atacuri am făcut. Cum ne-au dat drumul, am revenit aici la terasă cu show-uri live. Pentru că îți dă lumea multe râsuri cu paranteze, haha-uri, like-uri pe rețele sociale, dar râsul instant aici, când ai zis poanta și s-a râs, nu ai cum să-l aduci în altă parte. Micuțu nu știe cum va arăta stand-up-ul din toamnă, atunci când terasele se vor închide, dar numărul în creștere de cazuri de COVID-19 îl face să ia în calcul scenariul în care cluburile vor fi în continuare închise. Artistul crede că oamenii care nu iau în serios boala sau susțin că nu ar exista, pun umărul la răspândirea virusului. Noi românii care devenim brusc specialiști în tot ce e la mod în momentul ăla. Că joacă Simona Halep tenis, toată lumea știe tenis. Brusc, în momentul ăla, orice român știe el cum e 15-le ăla, de ce a luat ea 15-le. Când juca România fotbal, știa toată lumea fotbal. Când a venit COVID-ul, știe toată lumea ce e la COVID. Și mi se pare că nici nu prea poți să glumești despre asta, pentru că e ceva atât de serios și de grav și de trist. Dacă miza ar fi fost mai mică, n-ar fi fost vorba de sănătate, poate aș fi zis că e de râs. Dar așa nu prea mi se pare de râs. Se pun într-un mare risc și ne pun și pun pe toată lumea într-un mare risc. Nu mi se pare chiar subiect de glumă. Tabăra celor indiferenți față de criza medicală nu reprezintă un subiect pentru Cristi Popescu, însă televiziunea publică nu a scăpat de ironii. Dintre toate televiziunile, mi se pare că TVR-ul are cei mai fini angajați. Știi de ce oamenii de la TVR nu întârzie niciodată la birou? Că e cearta mama când ajung.